Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la Brașovul în direct. În această seară vom vorbi despre destinele unei localități importante, spun eu, în economia județului Brașov și pitorească, poate cea mai pitorească, mai este cunoscută și sub numele de Delta din Carpați. Deja știți, este vorba de comuna Dumbrăvița. Primarul localității, Popa Zachiu, este alături de mine în studio. Îl salut, bună seara și bine ați venit! Bună seara și mulțumesc pentru invitație! Noi suntem recepționați pe întreg teritoriul județului Brașov, de aceea m-am gândit că ar fi interesant să vedem ce face comuna dumneavoastră în acest an, mai ales că tocmai s-au votat bugetele, numai la dumneavoastră, dar cam în toate localitățile. Cu întârziere au venit banii anul ăsta. Cu întârziere destul de mare, aș putea zice. Normal, în 16 ianuarie, dacă nu mă înșel, s-a publicat în Monitor Oficial și în termen de 45 de zile trebuiau votate bugetele. Vineri, pe 31 martie, și Consiliul Local al Comunei Dumbrăvița, la propunerea mea, a votat bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017. Cum arată bugetul? Că orice discuție acum pleacă de la bani. E clar că vom vorbi și de infrastructură și de toate domeniile, pe urmă, educație, sănătate, cultură, sport. Aveți bani? Avem bani. Bugetul este unul destul de generos anul acesta, cred că cel mai mare buget din istoria Dumbrăviței, din mai multe motive. În primul rând, datorită faptului că anul trecut, prin modificările care s-au făcut la legea privind achizițiile publice, prin publicarea ordonanței de guvern numărul 98 din anul 2016, trebuie angajat și a avut personal la primărie care să se ocupe de achizițiile publice. Toate achizițiile, de la un pix până la o lucrare mare de infrastructură, trebuie publicate pe SEAP. Am încercat anul trecut, în cadrul organigramei care o aveam aprobate, să angajez o persoană la primărie pentru achiziții publice. Din păcate, datorită condițiilor foarte destul de drastice, ca să zic așa, cu o vechime mare, ca și funcționar public, intenționez să angajez această persoană, nu s-a prezentat nimeni la concurs anul acesta. Așa, salariile, nu la bugetare, da, salariul nu e atractiv. Salariul nu e atractiv, răspunderea e mare, toată lumea fuge, mai ales în condițiile ce se întâmplă în ziua de azi, fiecare e frică că pentru o semnătură poți fi luat pentru cine știe ce abuz în serviciu. Dar am revenit anul acesta, am trimis la NFP din nou organigramă schimbată în ideea să nu mai cerem atât de multă vechime, să dăm și șansa unui tânăr care dorește să se implice, pentru că mare lucru nu e, e responsabilitate mare și trebuie să știi, să te pricepi. Și am făcut ceva mai mult, la fel ordonanța OG 98 ne permite, am dat o hotărâre de consiliu prin care putem angaja o firmă de consultanță care să ne ajute, să ne sprijine în elaborarea acestor caiete de sarcini și a tuturor achizițiilor. Trebuie publicată o strategie anuală în care sunt cuprinse toate lucrările care vor fi efectuate în cadrul UAT-ului Dumbrăvița, în cazul de față. Ca și infrastructură, vreau să vă spun că avem lucrările care trebuiau executate anul trecut și mă refer aici la sală de sport, finanțată, tot aprobat, indicatorii tehnico-economici în Consiliul Local. Să nu vă uitați ideea, pentru că vom reveni. Ați vorbit de achiziții, practic, așa se explică de ce și bugetul e mai mare, nu? Să înțeleg că n-au fost foarte multe achiziții, n-ați putut desfășura activitățile și să scoatem aceste lucrări la licitație. Și banii v-au rămas pe anul acesta. În fondul de rulment și care și-au păstrat aceeași destinație. Și aici am 5 lucrări mari despre care vorbesc, e vorba de sală de sport, da, în curtea școlii, construire casă rece în curtea bisericii, avem o donație făcută de către biserica din Dumbrăvița cu dedicație specială pentru construire de casă rece, avem o bază sportivă pentru echipa de fotbal modernă și după toate normele de Federația Română de Fotbal, deci să putem omologa terenul. Mai avem o lucrare foarte importantă pe strada mare, rigole, trotuare și podețe pe strada mare de la primărie până la drumul Vlădeniului și pe partea de la Vasile Lucrangă, cum zicem noi, pe toată strada mare. Și o lucrare prin care dorim să schimbăm toate lămpile,
care sunt vechi, ca să zic așa, cu lămpii noi, iluminat public, lămpii noi cu LED, unde eficiența, să zic așa, vor scădea consumul. Acum am trecut, am plătit undeva la 120-130 de mii de lei, deci 1.300.000 de milioane, foarte mult, și consumul cu lămpile pe LED se va reduce undeva la 60%. Deci în 2 ani de zile scoate investiția numai din economia care se face. În continuare am venit cu foarte multe lucrări noi care dorim să le facem. Vorbim un pic și de cea mai mare lucrare care e necesară în orice comună, zic eu. E vorba de canalizare. După cum știți, s-a deschis noul buget în termen de 30 de zile de la publicarea Monitor Oficial, respectiv 16 februarie, dacă nu mă știu, s-a publicat. Da, am avut timp până în 16 martie să ne înscriem la Ministerul Dezvoltării de la București, unde am făcut o solicitare pentru canalizare. Noi am avut un studiu SF făcut din anul 2010. Se dau pe măsura 3.2.2, erau bani. Da, da, am prins atunci pe 3.2.2, am depus documentația, am câștigat proiectul, ca să zic așa, dar n-a mai fost finanțare. Eu am încredere că pe nou PNDL, cum se cheamă acum, s-ar putea să prindem finanțare. Suma este destul de mare, 20 de milioane și ceva, dintre care tot în buget am prins o suma de 1.050.000, respectiv cofinanțarea noastră, care înseamnă să facem studiul de fezabilitate, toate avizele care sunt necesare pentru obținerea autorizației de construcție și proiectul tehnic realizat. E o lucrare foarte mare și e necesară deja, nu mai e că e, având în vedere și lacul de care povesteați dumneavoastră, da. Sper că ne ajută poate și asta la punctaj, pentru că vrem, nu vrem, toate au și fose septice cetățenii, dar un număr foarte, foarte mic din comună. Spre lac ajung. Exact, tot spre lac ajung și gunoaiele și nu e nici igienic, nu e nici... Cu apa, mai vorbesc de gardele nemedic. Rezolvat problema anii trecuți cu apa la Vlădeni. Avem și acum probleme. La Vlădeni avem o lucrare foarte bună, sunt foarte mulțumit de investiția de la Vlădeni. La Dumbrăvița mai avem încă probleme, pentru că nu avem încă contorizat. Anul acesta am prins bani în buget și vreau să facem această contorizare, pentru că iarna lasă omul robinetul să nu înghețe apa și vara udă grădinile. O doi ani n-am avut treabă, dar anul acesta, din păcate, am avut probleme mari, dar lucrăm să le reparăm. Eu sper că prin contorizare să se rezolve aceste probleme. Tot pentru infrastructură am mai prins încă două străzi din Dumbrăvița care vrem să le reabilităm. E vorba de strada Gării, cu rigole betonate și trotuare și podețe, la fel ca cum avem făcut o bucată din ea. De asemenea, avem strada Picului, strada Văii, care vrem să le prindem la fel cu rigole, podețe, străzile fiind asfaltate la momentul actual și chiar dacă facem lucrarea, proiectul e făcut în așa fel încât după ce se bagă canalizarea să se aducă drumul la loc pentru asfaltare la loc și atunci noi mergem și continuăm cu rigole, podețe și trotuare. N-am omis nici satul Vlăden și la satul Vlăden avem două străzi, avem strada Dumitru Stăniloae care e prinsă pentru rigole, podețe fiind asfaltate la momentul actual și la fel rigole, podețe și trotuare și strada Bisericii. N-am uitat nici de o problemă iară destul de importantă care o avem la momentul actual, în speță colectarea deșeurilor. Știți că e o problemă la nivel de județ. Noi suntem de anul trecut, din august, într-o asociere, un ADI se cheamă, Asociație Intercomunitară de Dezvoltare, împreună cu municipiul Codlea și cu Comuna Holbav și acum colectăm avem un operator unic, se cheamă Servicii Comunale Codlea, colectăm și le ducem la singura groapă autorizată, la Fineco, la Brașov, și am propus Consiliului Local și s-a votat să cumpărăm o autogonoieră nouă la 100 și ceva de mii de euro. Am prins bani pentru că avem una foarte veche de 20 de ani și nu mai face față. Până anii trecuți duceam la noi în comună gunoaiele și era mult mai ușor. Nu era așa utilizat. Acum, în fiecare săptămână, 3-4 curse de Brașov, e destul de veche. Și tot ca investiție la
tineret și sport. După cum știți, avem un ansamblu renumit la Dumbrăvița, Ploiurile Dumbrăvițe, și o echipă de fotbal. Și datorită faptului că nu mai există modalitatea prin care să plătim noi transportul către ei, știți foarte bine ce probleme au fost cu echipele de fotbal în general, am găsit soluția să cumpărăm un microbus de 19 sau 22 de locuri. Am găsit o firmă undeva la Prejmă, care face asemenea microbuze, care să deservească atât echipa de fotbal, cât și echipa ansamblu. De ansamblu folcloric Plaiurile Dumbrăviței. Deci, până la urmă, iată că aveți pe ce să cheltuiți banii, chiar dacă, cum ați spus, banii sunt mulți. La aceste lucrări de care ați vorbit noastră, și mă refer la sala de sport în curtea școlii, Casa Rece, se vor termina în acest an? Sau așa vreau, așa vreau. Deci toate sunt cu termen de execuție undeva între 3 și 6 luni. Dacă reușim în perioada imediat următoare, undeva după Paște, estimez eu, să le publicăm pe SEAP, maxim într-o lună, să zic, 40 de zile se vor adjudeca. La sala de sport e o poveste mai lungă. Anul trecut am dat-o din nou pe SEAP, s-a prezentat o singură firmă la licitație. Când am ajuns în fază să încheiem contractul, a zis, domn primar, mi-am făcut socotelile, nu mă încadrez în banii ăștia. Acum, în condițiile actuale, eu sper că vor fi mai multe firme interesate să facă, și toate cele 5 lucrări care v-am spus că am aprobați, indicatorii tehnico-economice, estimez ca undeva la toamnă, chiar dacă e mai târziu în toamnă, să facem și inaugurarea acestor lucrări. Da, dacă nu o să mai fie și contestații, contestații. Din păcate, nu știu, și legea ar trebui cumva să vorbeam cu mai mulți edili, cu mai mulți primari din județ, să cam plângeau că licitațiile sunt contestate, și uite, dacă te apuci acum, practic poți să începi lucrarea în toamnă, vine iarna, n-ai terminat, ce faci din nou, te-ai blocat din nou, banii se duc chiar în fondul de rulment, vine bugetul următor, trebuie să o bugetezi iar, da. Ar fi bună o schimbare a legilor achizițiilor publice în care să faci contestație dacă ai un motiv întemeiat. Dacă nu ai motiv întemeiat, să nu faci. Da. Suntem puși aici să respectăm legile. Timbru, să... Da, să mai încerca variante. Contestația să pună și niște bani la bătaie dacă tot a contestat. Ați pomenit dumneavoastră de Vlădeni, de drumul Vlădenilui. Ce mai e pe acel drum între Dumbrăvița și Vlădenie? După cum știți, acel drum DJ-112, ce se cheamă, este drum județean. Am vorbit chiar cu domnul președinte Adrian Veștea. Am înțeles că a avut loc licitația, la fel se așteaptă să se dea adjudecare. Este o lucrare foarte mare, deci se pleacă de la Vlădeni, vine până în Dumbrăvița și Dumbrăvița, satul nou, deci un drum județean, și proiectul e făcut foarte, foarte bine. Deci până bine. În satul nou. Deci până în satul nou, ca să poată să iasă... Ar fi o variantă între DN1, DN13. Exact, o variantă de ocolire. Ar fi o lucrare foarte bună, o investiție foarte bună pentru cetățenii din Vlădeni, care se deplasează acum, fiind drumul mai prost, ca să zic așa, vin roată pe DN1 și ocolez nu știu câți kilometri. Plus că sunt o grămadă de oameni, acum avem și firme, după cum știți, sunt firme care caută forță de muncă și n-au mai găsit în Dumbrăvița și au găsit în Vlădeni. Și atunci vin, le oferă transport, vin până Dumbrăvița, sau când Vlădeni ia, dimineața ia pe oameni, îi duce la cele 3 schimburi, 1, 2 și 3. Și atunci toată lumea ar fi bucuroasă dacă acest drum s-ar asfalta și ar fi la norme europene. Da, n-ar fi rău. Deci de la Consiliul Județean, practic, acolo se așteaptă finanțare. Consiliul Județean face și lucrarea efectivă, fiind e bine, pentru că multă lume nu știe și înjură primarul, știți? Nu se gândește că e Vlădeni și Dumbrăvița. Orice problemă se înjură prima dată primarul și după aceea mai aflăm. De asemenea, în buget am ținut cont de sprijinirea în continuare a activităților școlilor. Avem două școli, școală la Dumbrăvița, școală la Vlădeni și grădinițe. I-am sprijinit atât cu banii pentru sentințe, am prins bani în buget și pentru realizarea, să autorizăm din punct de vedere ISU, după toate problemele care s-au întâmplat cu colectivul, știți? Da. Și trebuie clădirile autorizate și vom face demersurile să asigurăm toate condițiile, atât pentru școala din Dumbrăvița, cât și pentru școala din Vlădeni. La cultură, v-am spus, de microbuzul care vrem să luăm, am sprijinit și sprijin în continuare atât bisericile cu ce putem să-i ajutăm, cât și echipa de fotbal prin această modalitate. Am fost chiar la București când am depus documentația pentru
canalizare și am avut o discuție, se aude ca până la 1 iulie, până la vacanța parlamentară, să vină, să iasă o lege a sportului, care ar fi foarte bună, în care să spună clar, Consiliul Local, Primăria, poate sprijini în acest mod echipa de fotbal, cu bani, cu... Pentru că s-au întâmplat destule și mulți sunt care au făcut ce au făcut, fiecare răspunde de ce face și atunci să știi clar ce poți finanța. Există și acum legea 351, dar poți finanța doar cantonamente, nu efectiv funcționarea echipei de fotbal. Bine, și până la urmă sportul de masă este important în viața oricărei comunități, nu? Am pus bazele acestei asociații de acum vreo 10-11 ani, dacă nu mă înșel, 2005-2006 și face foarte mult ca tinerii pe lângă smartphone-uri și laptop-uri și tablete să iasă și la mișcare și mă bucur că sunt tineri care merg atât la dansuri cât și la echipa de fotbal. Mai sunt, asta am vrut să mai sunt, da, interesați, da, sunt interesați, sunt mai ales ăștia mici, chiar de la grădinițe, ia și avem grupe de și la dansuri de copii foarte mici până în clasa 4 și la fotbal din clasa 4, 5 sunt care au. Avem vreo 2-3 jucători care i-am crescut noi și au ajuns la echipe chiar aici, în Brașov, la Ghimbavunu, copii din Dumbrăvița, ca să zic așa. Copii talentați. Dacă vorbim de copii, ați povestit dumneavoastră de școlile din Dumbrăvița și din Vlădări, aveți elevi? Întreb pentru că și mulți primari s-au îngrijit de școli sau unde era cazul la Mândra, de exemplu, povestea domnului primar că a făcut o școală, dar fiind mai aproape de Făgăraș, nu a rămas fără elevi. Da. Dar noi încă avem, sunt 539 de copii chiar anul trecut, când le-am dat cadourile de Moș Crăciun, i-am numărat, deci avem și în Vlădeni și în Dumbrăvița fără nicio problemă. Singura problemă care e mai puțină, dar ne încadrăm în grupa de funcționare a inspectoratului, sunt cei de la Vlădeni. Dar se descurcă și acolo, sunt, ei fac clasele cumula, ca să zic așa, 1 cu 3, 2 cu 4, 5 cu 7 și 6 cu 8 și au cam 20 de 10, 15 copii într-o clasă. Poate o creșă la Dumbrăvița. Da. Da. Legat de investiții care vreau să le fac pe fonduri europene, anul acesta exact la ce m-am gândit, neapărat o creșă, am încercat acum vreo 2 ani cu un after school în care au venit, au fost vreo 30-40 de părinți interesați să-și lase copiii 4 ore, vorbesc de copii de grădiniță numai, să-i lase 4 ore și după ce își termină programul, au început bine, primul an au fost vreo 20 ceva, al doilea an deja au scăzut la 10, pentru că alte cheltuiele nu aveau decât cei 100 și ceva de lei pe lună, mâncarea efectivă 7 lei, 7 lei pe zi, restul asigurându-le noi, dar s-au retras cu toții și acum am desfințat această clasă. After school-ul. After school-ul, da. Și ca investiții pentru din fonduri europene, eu am avut un proiect de succes, zic eu, cu modernizarea drumului forestiere și acum se deschide începând cu luna aprilie sau mai pentru modernizare drumului de câmp și doresc să depun proiecte pentru modernizare drumului de câmp, am vreo 10-12 km și plus chiar un proiect care mi-l doresc foarte tare și vreau să-l facem pe fonduri europene, am înțeles că există măsură pe care putem accesa, doresc să facem un dispensar, nu. Asta avem un dispensar, avem un dispensar care la mai Zugrăvil l-am făcut, dar nu se compară cu unul nou în care să avem și terenul unde ne gândim să-l facem, dar să se deschidă măsurile pe fonduri europene. Pentru că pe lângă bugetul bun care l-avem anul ăsta, trebuie să recunosc că anul ăsta e un an de excepție. Anul viitor deja și viitorul, din punct de vedere al banilor, eu consider că sunt fondurile europene. Așa este. Reprezintă o gură de oxigen binevenită. Banii sunt banii de la guvern, de la Consiliul Județean sunt din ce în ce mai puțin, din venitul propriu la fel, neavând niște investiții foarte mari pe raza comunei care să aducă banii. Soluția cea mai bună și la îndemână sunt fondurile europene. Plecând de la ce a spus dumneavoastră, ați vorbit de drum forestier și drumuri în câmp. Dacă ați reușit să aduceți bani europeni pentru drum forestier, înseamnă că aveți și ceva pădure. Da, avem o pădure destul de bună, zic eu, 4380 de hectare, pădure care e administrată la momentul actual. Suntem într-un ocol silvic privat, e format din 5 comune, Dumbrăvița, Măieruș, Cața, Comăna și Racoș. Uh-huh.
asigurăm lemnul de foc pentru populație, că așa spune nou cod silvic aprobat acum, și e o sursă importantă la bugetul local, banii care vin de la acest ocol. Și se mai trăiește din agricultură la Dumărăvița. Vorbeați de drumuri în câmp, de atâta vă întreb, se mai face agricultura? Se face. Chiar avem o firmă care a luat ea în continuare teren în arendă, se face cu utilaje performante, dar sunt și cetățeni care își fac în continuare, își cultivă terenul lor, mai au și în arendă, o mare gură de oxigen pentru fermieri în general, la noi se ocupă mai mult cu creșterea animalelor, sunt subvențiile de la APIA, care nu sunt deloc de neglijat. Tot la buget vreau să fac o paranteză aici, referitor la terenurile din Dumărăvița. După cum știți, am mai spus și anii trecuți când am fost la dumneavoastră în emisiune, avem o problemă mare cu eliberarea titlurilor de proprietate. Am prins bani în buget, am avut, de fapt, bani în fiecare an, dar am avut o problemă mai complicată cu o firmă care a fost în insolvență și chiar astăzi a fost domnul prefer la noi într-o discuție și ne-a lămurit, ca să zicem așa, să putem lăsa contractul respectiv, să mergem în instanță cu el, cu firma respectivă, și să putem încheia un nou contract, pentru că suntem obligați ca până la 1 ianuarie 2018 să eliberăm toate titlurile de proprietate, care se leagă mai departe cu APIA și va fi într-adevăr o problemă pentru cetățeni să nu poată să beneficieze. Dar la noi a fost o situație foarte delicată de acum 27 de ani, ca să zic așa, din cauza că la noi au vrut fiecare bucățică, unde e locul, acolo să mi-l dai. Și sunt, de exemplu, unul care are 2 hectare de pământ, dar un exemplu în 10 locuri, deci foarte fărâmițat. Eu am făcut odată o propunere la o întâlnire, chiar când am ieșit primar acum vreo 13 ani, la o întâlnire cu cetățenii și le-am spus, domnule, haideți să comasați-vă locurile. Și oamenii mei au zis, dar ce domn primar, vrei să uși colectivul înapoi în Dumbrăvița? Da, deci fiecare își vrea... Fiecare își vrea bucățica lui, dar se întârzie foarte mult și după aceea ajungem în imposibilitatea să-și mai depună omul la APIA. Și eu o sursă bună, nu pot să beneficiez, vreau să fac toate demersurile anul ăsta să reușesc să finalizăm. E o lucrare foarte grea, sunt conștient, dar trebuie finalizată, că asta e datoria noastră, să nu retrocedem, că practic oamenii au pământurile, dar să fie proprietate, să aibă titlul de proprietate, mai ales acum după noua lege a cadastrului, vine titlul de proprietate și extra SUCF. Și după aceea el își face moștenirea după urma și hotărăște ce face cu el, îl dă în arendă, îl vinde, e problema lui. El e proprietar. Vă doresc succes și în acest demers. Iată, suntem la finalul emisiunii, vin și sărbătorile pascale. Ceva deosebit la Dumbrăvița sau la fel? Se ciocnesc cu ouă ca peste tot? Ca peste tot. Noi cu tradițiile sau cu sărbătorile, vreau să zic două vorbe și de sărbătorile zilele comunei. Anul acesta e un an mai rotund, ca să zic așa. Prima atestare documentară a Comunei Dumbrăvița este în anul 1507. Mm-hmm. În 2007 am avut 500 de ani de la prima atestare. Anul ăsta fiind 2017 avem 510 ani și la fel dorim să facem o manifestație frumoasă de zilele comunei. Referitor la Paște, la fel ca la toată lumea, se țin tradițiile și vreau să urez tuturor cetățenilor din Dumbrăvița și Vlădeni și tuturor privitorilor din tot județul un Paște fericit, liniștit, cu pace în suflet, alături de cei dragi și împlinirea tuturor dorințelor. Hristos a înviat! Ca după aia să se treacă la treabă, pentru că trebuie și cheltuit, spune acum. Banul public trebuie cheltuit, cu chibzuință, dar trebuie cheltuit. Cu chibzuință și legal. Da. Eu vă mulțumesc mult pentru că ați venit la emisiune. Noi, acum că e și frumos afară, o să mai venim noi prin Dumbrăvița să filmăm la fața locului, pe măsură ce mai evoluează lucrurile acolo. Vă așteptăm cu drag. Mulțumesc mult. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Vă reamintesc că am discutat cu primarul Comunei Dumbrăvița, Popa Zachiu. Toate cele bune, pe data viitoare.